Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca, 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 ca. Vreau o țară. Iată, într-o livadă foarte frumoasă, în spate avem o cultură de plantație de prun, anul întâi. Prun intensiv sau super intensiv? Super intensiv. Vezi mai lângă mine, super, așa. Super intensiv. De unde l-ați cumpărat? Din Olanda. Câte hectare aveți de totul? 4 hectare de măr și 2 hectare de prun. Cum ați început? Greu. Am fost în străinătate. În ce an? În ce an? În anii 2000. Și am lucrat acolo, am venit acasă și am început. Unde ați lucrat? În Italia. În Italia. Am lucrat 2 ani în Italia, m-am întors acasă. Bani peste bani și... Cu familia, nu? Cu familia, da. M-am turnat în țară și am muncit împreună până am ajuns și am făcut 6 hectare. Cu greu, dar ne-am chinuit zi de zi, muncă și an de an. Am cumpărat câte un hectar, câte jumătate de hectar. Tot terenul este cumpărat, proprietate personală. Utilaje și am început să facem lucrurile astea până am ajuns la ce avem acum. Vă opriți aici? Mai avem din plantat, am mai achiziționat niște teren, urmează să plantăm încă niște prun olandez, Haganta, un prun foarte bun care e căutat la pe piață. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ar fi supermarketul să ne primească cu produse, pentru că vin sau sare. Este prun de masă, nu prun de industrializare. Numai de masă, numai de masă. Și le vindem la samsarii care vin din angrouri. Din păcate. Din păcate. Păi băia câștigă mai mult ca dumneavoastră. Mult mai mult ca noi. Mult mai mult, că nu avem timp, că nu putem să ne ocupăm de două lucruri odată. Să vindem și să și facem agricultură. Spuneți-mi, cum a venit ideea? Ați venit din Italia, nu? Cu niște bani. Am venit cu niște bani și dragostea de pământ și locul din natale m-a tras și am început să facem. Am văzut și pe la alții, am văzut în străinătate, avem experiența de acolo, așa ceva am lucrat acolo. A, ați lucrat tot în livadă. Domeniul ăla, am văzut că se poate face producție și profit. Trăiesc, noi lucrăm ca virgulă și sclavi acolo, așa, pe plantațiile lor și m-am întors acasă să fac eu ceea ce am văzut la ei, că putem să facem și noi. Și ce a spus Moroșanu? Ia-mă la mine acasă, eu n-am pământ. Păi da, așa, așa, cam așa ceva. Da? Da, 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 așa. Și v-ați înțeles cu doamna și v-ați apucat de treabă. Da, ne-am apucat de treabă, am făcut împreună și ne-am înțeles, nu a fost, din punctul ăsta de vedere, muncim împreună. Mai sus în deal o să filmăm și acolo, aveți plantație de măr. Da, asta a fost prima plantație, nu? Plantație de măr e în anul 6. În anul 6 avem producție, anul ăsta a dat Dumnezeu bine, nu ne-a oferit Dumnezeu de gheață, de interferi și sperăm să fie un an bun, să avem și preț la ele. Să avem și preț, pentru că vorbeam, eu am fost în tot bazinul ăsta pomicol din Fălticeni și la Preutești și la Nas, la Vulturești și la Rădășeni. Deci este un an nu foarte bun, dar un an bun. Un an bun pe care se pare, dacă le vor ține, că vedem dacă e un an bun atunci când nu merg banii iarna. Da, da. Deocamdată nu poți să zici nimic până nu le vezi în container și în depozit depozitate. Până atunci este doar iarbă, cum se zice. Nu poți să zici nimic până atunci. Înțeleg că v-ați făcut și un depozit de fructe. Anul ăsta am ajutat Dumnezeu și am făcut o hală pentru depozitarea fructelor de 150 de metri pătrați. Cât încap acolo? Încap vreo 100 de tone? 300 de tone. 300 de tone? Da. Prin fonduri europene, nu? Nu, prin bani proprii. Bani, strâng și bani cu bani, cu familia. Domne, cât va costa, domne, că va costa enorm. Costă mult un depozit el. Vreo 60.000 de euro. Fai de cap, da. Păi mai faceți încă 4-5 hectare. Mai făceam, dar trebuie și aia, trebuie și utilaje, trebuie și hală de product, pală pentru depozitare, trebuie de toate. Toate trebuie. De toate. Că dacă nu avem cercul și îl vinde la samsar, cum a spus dumneavoastră, la un preț, da, de nimic, de pe câmp? Eram nevoit să le dau în fiecare toamnă la un preț care mi se oferea când aveam spațiu de depozitare. A, și acum nu să puteți scoate la Crăciun, de pildă... Da, să, după Paști, să pot să scot mărul. Chiar după Paște? Da, 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 da. Sigur, cu un alt preț? Sigur. Da, măcar să aibă și munca noastră un preț, pentru că samsarul, cum spuneam, câștigă mai mult ca dumneavoastră, mod sigur, cred că dublu, că dumneavoastră poate mai mult decât dublu, și nu face altceva decât să ducă, să care lada de aici până acolo. Da.
în piețe nu sunt opriți, nu au niciun certificat de producător, dar vin la țară și iau o bucată de pământ și iau un certificat de producător și el nu văzând niciodată, nu știe cum se plantează un pom. Dar exact. El are, vinde toată vara și iarna fructe. Eu am avut o experiență în București, când lucram la un ziar din București, am fost cu poliția și am găsit unul care avea certificat de producător de kiwi. Da, da, e legic, așa se întâmplă la noi. Așa e la noi. Așa e la noi, din păcate. Spuneați că nu vă opriți aici, mai aveți luat niște pământ? Da, am luat niște pământ achiziționat în vara asta și următorul an, dacă nu ne-aștept Dumnezeu, îl plantăm cu prun. Tot cu prun? Da, da, da. Înseamnă că, da, oricum, prunul e atât de frumos, o să arătăm imagini pentru că o să mergem acolo să filmăm, este atât de frumos și atât de fructul atât de mare și de apetisant, încât l-ai mâncat și cu ochii. Da, este prunul Haganta, este un prun extraordinar de bun. Cât costă un puiet? 7 euro am dat pe bucată, plus transportul, plus bambusul, cam 10 euro. 10 euro, deci 40, 50 de lei cum ar veni. Da, pe bucată. Făi de capul meu. Păi și să pui, cât intră la un hectar? Vreo 1700 la hectar. Undeva la 15.000 de euro, plus terenul, plus instalația de picurare și structura, cam 30.000 de euro pe hectar. Deci cam așa, cam așa se face, cu banii se face un hectar de cultură, nu? Cam așa, în 30-35.000 de euro să-l pot. Mult? Și când îmi scoateți banii? Dacă anii sunt buni, se pot scoate. Începând la al doilea an, produc și se încep încet cu încet, se poate, dar cheltuiala este mare. Și să aveți și depozit cum aveți dumneavoastră. Da, și depozit. Da. Care va costa 60.000 de euro. Da, da, da. Mult. Mult și... Da, de ce n-ați apelat totuși la... Că sunt fonduri europene, sunt fonduri structurale, sunt tot felul de, și de proiecte guvernamentale. Am fost anul trecut la Suceava, și am încercat, când mi-am arătat actele de proprietate și a văzut ce am, mi-au zis că mă încadrez deja, eu credeam că număr și banii, după aceea m-a întrebat câți ani am și o zic că nu mă mai încadrez din cauza vârstei. Dar câți ani aveți? Sunteți bătrân? 48 de ani. A, dacă 48 de ani, nu, la stână. Nu sunt de buni. Și după aia a zis că să trec pe un copil, dacă are 18 ani, dar am zis că trec pe un copil totul ca să poată primi un fond de la de 40 de mii. Tânăr fermier. Da, de tânăr fermier. Și după aia mi-a spus că nu se încadrează nici ea, că trebuie să mai aștepte 2 ani ca să aibă vechimii la apia. Și am zis că nu mai trebuie nimic, o să fac cât pot eu. Vedeți, dumneavoastră, noi ne aflăm acum între două lumi. Spune că pentru, sunt programe pentru tânăr fermier, dar pământul la ăștia bătrâni, da, cum ar fi și tatăl meu, bunicii copilor mei, și bătrânul nu vrea să dea pământul. Ăla are pământul, dar n-are bani, nu poate să ia bani, că e prea bătrân, da? Și ăsta e tânăr, dar n-are pământ. Da, tot așa se întâmplă la noi. Da, e greu, pentru că e greu. Nu sunt formalități pus la punct în țara la noi. E greu cu birocrația, actele, costă mai mult decât o bucată de teren, nu-l găsești. E foarte complicate lucrurile. Ca să intri în posesia unui hectar de proprietate, e foarte greu și se lasă mulți păgubași, cum să zice. Se lasă mulți păgubași pentru că e timp. Păi când stați dumneavoastră 2 ani de zile să luați un proiect, deja intră pe rod. Intră pe roș, nu, dar nu ai cum să faci. Că nu ai siguranța că cineva îți asigură proiectul acela. Mai cheltui și bani de acasă, care ai puțin și aia vin de cum îi muncești în agricultură și îi cheltui prin niște proiecte și prin niște acte și la urmă îți spune, la început eu vraj așa că sigur se poate, după ce cheltuiești banii, spune că nu se mai poate, că te grevezi de anumite legi. Și atunci banii cheltuit? Te-ai terminat, și ai terminat cu tot și nimeni nu mai încearcă de frica asta. Crezi că se fac intenționat chestiunile astea? Da, pentru aia mai mari, care, așa cred eu, numai care... Deci noi ăștia mici cu 6-7 hectare... Trebuie să fim și eliminați. Dar ne încăpățânăm și mergem înainte. Eu nu m-am dat niciodată înapoi, n-am dat niciodată înapoi și nici nu o să dau, merg înainte, am făcut astea pe forțele proprii cu familia și mergem înainte de acum. La felicitări, Dumnezeu să vă ajute și ce să spun. Venim la toamnă când se coace mărul, să ne invitați atunci la cules. Deja avem peste 2 săptămâni, începem cu primul soi, cu gala. Venim să vedem, da, cum leși gala. Pomiculturii de la Vulturești. Da, 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 da. Doamne ajută! Mulțumesc! Domnule doctor, dacă la dispensarul uman n-am avut cu cine vorbi pentru că toată lumea se dătea de ocupată, măcar aici la dispensarul sanitar veterinar din comuna Vulturești, avem pe cineva în persoana dumneavoastră cu care putem discuta despre Comuna Vulturești. Care sunt problemele mari pe care le întâmpinați aici în spațiul comunii? Ținând cont de faptul că e o comună foarte întinsă, având 7 localități. Este adevărat.
Comuna are 7 sate, este destul de împrăștiată. Eu am noroc, să zic așa, că mai am 2 colegi care mă ajută, un medic veterinar și un asistent, astfel încât reușim să acoperim, zic eu, în mare parte necesitățile sanitar-veterinare ale localității. Este o localitate cu un efectiv destul de mare de animale. Gestionăm în medie în jur la 1000 de capete de bovine, vreo 5000 de capete de ovine, 700 de porcine. Nevoile oamenilor sunt diverse și aici aș atinge mai multe nevoi. În primul și în primul rând, pe partea de bunăstare, aș zice eu că ar mai fi ceva de făcut, bineînțeles, dar aici trebuie să ne raportăm și la aportul economic a fermierului, să zic așa. Subvențiile sunt destul de mici pe care le primesc. Noi, pe partea de clinică, să zic așa, suntem la dispoziția lor, îi ajutăm, dar după cum v-am spus, subvențiile sunt relativ mici din punctul meu de vedere. Poate zice altă subvenție din punctul meu. Exact, nereușind să aduc fermele la nivelul la care cu toții ne l-am dorit. Chiar dacă zona pretează foarte mult pentru segmentul zootehnic aici, suprafața de pășune este destul de bună, destul de calitativă din punctul meu de vedere. Se pot și în trecut, de alminter, s-au făcut producții destul de bune la Vulturești. Eu sunt de un an de zile medic veterinar, dar din ce am mai înțeles, au fost un efectiv mult mai mare decât este acum. Efectivele, ca peste tot în țară, sunt oricum în scădere. Majoritatea efectivelor se regăsește și la persoane vârstnice, care probabil în viitor vor renunța la creșterea animalelor datorită faptului că efectiv nu mai pot. Dar noi încercăm să venim în ajutorul lor. Avem și un proiect, vrem să ne facem o clinică, să avem aici în zonă, să le punem la... Asta este de operație, pe chirurgie... Exact, exact. Da. Cam asta este tendința noastră, să nu mai fie omul nevoit să meargă la un cabinet în oraș, de exemplu, pentru anumite intervenții la animalele mici. Avem și o colaborare cu primăria în acest sens. Sperăm ca la anul să avem un cabinet funcțional și pe animale mari, cât și pe animale mici, astfel încât să putem acoperi toate necesitățile care sunt în comună. Uite că guvernul României ne interzice să mai cumpărăm bucei. Acel animal de la casa omului, porcul, sfântul porc, tradițional. Sfântul porc, da. De la casa omului. Comun, în gospodia lui creștea 3-4 porci. Trăia 2-2, vindea să scoate și el o parte din cheltuieli. Cu copii la oraș, la liceu, la facultate. Avea acolo să pună de Crăciun sau să-i aibă pentru toată iarna un bocat de carne sau o bucată de slană sau o bucată de cârnat, să-l ducă la copii la facultate. Da. Acum sunt puși în imposibilitatea de a mai cumpăra cu cei din sat, că ăla are rasă bună și așa mai departe, și sunt obligați să cumpere numele de la fermele autorizate. Fermele autorizate sunt foarte mult. Pe lângă asta, fermele autorizate nu vând cu 2 purcei cu perechea de purcei cum se vinde la târg. Nu pot permite, de pildă, să cumpăr 3 purcei de la Timișoara, de la celebrul de la Arad, de la domnul Muscă, da? Care are maternitate, și nu pot să cumpăr 3 purcei și să iau o mașină, pentru că trebuie să-i transport, nu? Cu un mijloc de transport autorizat. Și să închiriez un timp de 22 de tone să vin cu 3 purcei de la Arad. Foarte adevărat. Ce până de măsura asta? E chiar atât de drastică lupta împotriva pestei porcine? Da, asta vreau să vă aduc în atenție, că tot ce țin legat de porc în ultima perioadă trebuie adus și în contextul pestei porcine, care, pe cum bine știm, este o boală destul de greu de combătut datorită faptului că nu avem un vaccin în momentul de față. Ce să vă spun eu, sunt de părere că trebuie să încurajăm totuși și sistemul ăsta tradițional. Absolut, exact, dar trebuie pus totuși în contextul actual.
Bolile evoluează diferit față de anii trecuți, datorită faptului că mișcările de animale, de exemplu, sunt mult mai dese, dar vedeți, putem aduce rase, implementăm, ameliorăm și așa mai departe. Și odată cu aceste plusuri, să zic așa, vin și minusurile, bineînțeles, cum, de exemplu, este cu pesta porcină, este unul dintre ele. Dar eu cred că trebuie să încurajăm micul crescător pentru a obține acea calitate care toți o simțim la un moment dat. Exact. Exact, exact. Exact. Dar aici v-am spus, trebuie corelat într-adevăr și cu legislația europeană, de exemplu, și așa mai departe. Pentru că este foarte greu să obținem, cum să vă spun, un produs care totuși să fie la nivelul cerințelor europene. Adică trebuie să înțelegem anumite chestii. Pe partea de porc, nu neapărat că trebuie să acceptăm niște compromisuri, dar trebuie să vedem realitatea în adevăratul sens al cuvântului. Dacă în gospodărie țărănească un porc care e 70% la franșare, da? Exact. Și unul are 67, deci am 3 porci, da? Da. Unul a avut randament 70%, unul 67, unul 65. Mie nu prea pasă de alea 5%, sincer să fiu. Sigur că ele se pun în valoare în momentul în care ai o fermă mare cu 10.000, 15.000, 20.000 de capete. E adevărat. Unde 5% este enorm. Adevărat, așa. Adevărat. Însă la mine... Nu, eu aici mă refeream, de exemplu, la mediul tradițional, la măsurile de biosecuritate care ar trebui implementate, la măsurile de siguranță alimentară. Păi și nu le putem asigura până la urmă? Absolut, eu cred că orice se poate. Orice se poate, cu niște pârghii legale și optime, cu siguranță se poate. Eu zic că o groapă betonată de 3-4 metri cub din care unde se meargă purinul de la porci, care se mintă în vânta freatică, pe care o pot evacua la 2 luni, 3 luni de zile, 4 luni de zile, nu mai este o coteală, a zice eu. Numai că nu mă opri, spune ce să fac. Atenționează-mi ce am de făcut, dar nu mă opri să fac ceea ce trebuie să fac. Da, în primul rând, eu cred că informația ar trebui să vehiculeze mult mai ușor. Exact. De asta suntem aici la dumneavoastră. Exact, exact. Da. Noi încercăm cât de mult putem. V-am spus, aici s-ar putea implementa mai multe chestii, dar sunt și nevoie de pârghii legale pentru a obține doleanța dumneavoastră, care și eu sunt de acord cu ea, într-adevăr, și eu cred că mediul nostru rural trebuie încurajat și trebuie readus acolo unde a fost odată. Să facem niște produse tradiționale. La 10 milioane de locuitori din mediul rural, domnule doctor, dacă am avea 1 milion de porci, ar însemna prețul mai scăzut, nu niciun fel de probleme pe lumea vă sună. Da. Ar însemna prețul mai scăzut la garantat pentru orășeni. Pentru că cel de la țară nu mai cumpără de la oraș. Dar și cel de la oraș are părintele la țară sau are un frate și mai departe. Adică ar fi benefic, în primul rând, ca și calitate, ca și persoanța umană și să nu mai spun de problemă de confortul pe care toți trebuie să-l avem până în aut. De acord. E bine, cum stăm pe rasa comună de culturi și cu sănătatea animală? Ați avut probleme? Nu, v-am spus, în ultimul an de când sunt la circumscripție n-am avut nicio problemă majoră. Lucrurile decurg normal. Suntem în grafic, să zic așa. Dumnezeu să vă ajute să nu aveți probleme. Mulțumesc. Și sunteți singurul care puteți, singurul, după Dumnezeu, bineînțeles. Da? Sunteți singurul după Dumnezeu care puteți face să nu aveți probleme, pentru că și la dumneavoastră facem tot ce ne stă în putință. Este prevenție. Exact, exact. Facem tot ce ne stă în putință. Prevenția o facem, se face. Anual avem un plan cifric care îl respectăm cu strictețe și cu ajutorul Dumnezeu m-a spus dumneavoastră, sperăm să nu avem probleme. Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară,